Mirosul deosebit al scorțișoarei ne trimite cu gândul la prăjiturile preparate în casă, însă puțin știu că poate fi adăugată și în ceaiuri, datorită efectelor uimitoare pe care le are asupra sănătății. Pe lângă mirosul plăcut și aroma deosebită pe care o oferă preparatelor, scorțișoara este un condiment excelent pentru ceaiuri datorită proprietăților bogate. Astfel, scorțișoara prezintă un conținut ridicat de antioxidanți, îmbunătățindu-ne capacitatea de a lupta împotriva radicalilor liberi și ajutându-ne să ne ținem la distanță de anumite boli precum diabetul sau cancerul. Mai mult, studiile au demonstrat că scorțișoara are un efect uimitor asupra reducerii durerilor musculare, dar și asupra durerilor menstruale. De asemenea, poate ajuta la diminuarea a severității reacțiilor alergice și la ameliorarea altor tipuri de dureri. Totodată, scorțișoara poate avea un rol esențial pentru menținerea sănătății inimii, prin faptul că ajută la creșterea colesterolului bun și la diminuarea celui rău. În plus, scorțișoara poate echilibra indexul glicemic din sânge. Compușii din scorțișoară pot contribui la scăderea nivelului de zahăr din sânge prin reducerea rezistenței la insulină, ceea ce sporește eficiența acțiunii insulinei în corp. De asemenea, scorțișoara menține sănătatea pielii și ajută la protejarea ei. De iritații, erupții cutanate, reacții alergice și infecții. Totodată, scorțișoara poate fi de folos în lupta cu kilogramele în plus, deoarece consumul regulat susține arderea caloriilor și, deci pierderea în greutate, relatează antena 3.gro.